Vă invit să vă ridicați, dând cinste cuvântului Sfânt, să redeschideți Cartea Sfântă Biblia, de data aceasta la 1 Corinteni, capitolul 7, de la versetul 21 la 24 inclusiv, pagina 1117, în versiunea Dumitru Cornelescu a Bibliei, 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 21. Mi-aș dori ca data viitoare când vin să nu existe persoană care să știe citi și să n-aibă Biblie. N-ați zis amin. Doamne ajută! Dar nu de aia de pe telefon, smart, nu ne ajută la Biblie fizică. Ziceți amin? Mergea un amin mai tare, dar au zis numai cine are Biblie, deci se înțelege. Versetul 21, ai fost chemat când erai rob? Să nu te neliniștești de lucrul acesta, dar dacă poți să ajungi slobod, folosește-te. Căci robul chemat în Domnul este un slobozit al Domnului. Tot așa, cel slobod care a fost chemat este un rob al lui Hristos. Voi ați fost cumpărați cu un preț. Nu vă faceți dar robi oamenilor. Fiecare, fraților, să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat. Și ca să știu sigur că vorbiți când trebuie, așa cum ați făcut până acum, dar să continuați, versetul 23 îl citim cu toții cu voce tare, dacă văd o pereche de buze care nu citește, repetăm. Vedeți că asta e din afara timpului de predică, da? Deci dacă trecem după 8, e din cauza noastră, știu și cine știe citi, har Domnului că sunteți toți români, știți limba română, Domnul să fie lăudat pentru asta, 3, 2 și voi nu vă faceți robi oamenilor. Amin, v-ați calificat să ocupați locurile. Că ați citit, Domnul să vă binecuvinteze. De foarte multe ori când pun poporul Domnului să citească, îmi pare rău că n-am citit vreo 30 de versete cu biserica, pentru că această carte a legii, spunea Dumnezeu către Iosua, să nu se depărteze de gura ta. Când ai citit ultima dată cu voce tare din Biblie? Nu la biserică. Acasă. Cartea aceasta are capacitatea, în momentul în care îi rostim cuvintele, cuvintele ei sunt cu forță creatoare. Așa se face că dacă o mamă zice Domnul să te binecuvinteze către băiatul ei și spune să iei 10 la matematică, ia, dacă învață. N-a zis amin. Dacă își face temele, da? Dar există capacitatea aceasta să-l încurajeze și să ajungă bun la matematică, dacă își face și temele, că dacă nu, asta e. După cum muncești și primești notele. N-a zis amin aici, mai ales elevii, studenții, nu suportați ideea. În seara aceasta avem un subiect nu ușor de tratat, pentru că asistăm la contexte nefavorabile, de factură europeană, românească chiar. Și, spre exemplu, dacă ai merge pe stadion, la arena, să întrebi 10.000 de oameni prezenți ce înseamnă libertate, te-ai înfiora ce spun ei că înseamnă libertate. Chiar, ce înseamnă libertate? Într-o societate în care ni se spune că toți sunt liberi să facă ce-și doresc, doar să fie mulțumiți ei cu faptele lor, nu se mai gândesc la consecințe. Într-o societate în care ne bat la uși vremuri dificile, în care ni se spune că dacă el vrea să fie fată și băiat, poate să-și lase părul lung, în voie să crească, poate să-și pună de toate pentru toți. Și tu n-ai voie să-i spui că el e băiat. Ideologia de gen încearcă să ne oblige să gândim într-un mod iluzorii. Culmea e că unii își schimbă și traiectoria naturală și după ce devine din fată băiat, mai concurează cu fetele la concursuri naționale, internaționale. Și tu n-ai dreptul să-i spui că n-are voie să concureze. Normal că el câștigă, dacă e bărbat de tamai solidocu, cum să nu câștige când e vorba de forță, mă înțelegeți? Trăim într-o societate extrem de interesantă. Spre exemplu, de ce ați ales să puneți sticla aceasta aici? Ați avut libertatea să puneți un cola?
Da, din bune maniere n-ați spus-o, corect? Dar vă întreb, ați fi putut pune o sticlă de bere? O zici cineva din salon. S-a speriat. Natural, ați fi avut libertatea să o puneți? De ce n-ați spus-o? Da o bere fără alcool, oricum ne-o țin în frigider. De ce n-o pus-o aici? Mi-ați înțeles întrebarea? O să spun patru lucruri, criterii de departajare, ce înseamnă libertate într-un mod real. Suntem pe aceeași deschidere de Biblie, 1 Corinteni 6:12. Și culmea, Sfântul Apostol Pavel zice, toate lucrurile îmi sunt îngăduit. Hopa! Dintr-o dată adolescenții zic, ok, și vafa, și țigara electronică? Bă, interesant. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Și ascultați ce zice următoarea parte de verset, dar nu toate sunt de folos. Primul criteriu după care poate fi judecată libertatea, dacă e sau nu libertate, din perspectivă biblică, este criteriul necesității. E strigent? E strictul necesar? Înțeleg că e necesară sticla aceasta. Dacă cineva are o problemă la nivel de corzi vocale, pune apa plată și o folosește, poate vorbi mai ușor după aceea. Nu e nicio problemă asta, dacă m-ați înțeles greșit. Dar eu vă întreb, e necesară țigara electronică? Cum de unii dintre copiii din Cluj o consumă? Își pun arome de tot felul. Și vin să ne întrebe pe noi pastorii și pe slujitorii, dar frate Caleb, de ce? Că sunt liber să fac ce vreau. Țineți minte criteriul numărul 1 când judecăm despre libertate, biblic, suntem liberi să facem lucrul acela dacă este strictul necesar. Dacă îmi trebuie și mie de folos. Al doilea criteriu foarte important, Biblia spune, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Al doilea criteriu când judecăm sau vorbim despre libertate, dacă suntem liberi să facem ceva anume sau nu, este criteriul stăpânirii. Poate fi un lucru care în mod normal nu e rău prin el însuși, dar dacă te stăpânește și îți ia din inima ta ideea, închinarea, dorința pentru cer, iubirea pentru Dumnezeu, dacă din copilul tău, propriul tău copil, iubitul tău copil, care nu-i greșit că iubit și trebuie să-l iubești și să ierte Domnul pe părinții care nu-și iubesc copiii și să-i trezească în seara asta, să pună-i dragoste adevărat, amin? Amin? Lucrează, Doamne, pentru asta. Dragostea se vede prin fapte. Dacă din iubitul tău copil faci un idol, ai o mare problemă. Ca tată și ca mamă ești liber, ești liberă să-ți iubești copilul, dar dacă copilul tău pune stăpânire pe viața ta, dacă nu există nicio altă persoană pe mapamond în afară de copilul tău, dacă cineva s-a trezit, cică, să aibă curaj să se lege de copilul tău când de fapt îți prezintă niște principii directoare biblice și vrea să-ți ducă copilul pe direcția bună spre rai și tu zici, cum te-ai atins de copilul meu? Sunt în stare să sparg cauciucurile, să-ți fac nu știu ce. Ai grijă! Libertatea dumitale de a iubi copilul tău s-a transformat în idolatrie. Copilul te lichidează, te stăpânește. Tu nu mai ești robul lui Hristos. Tu nu mai trăiești pentru Dumnezeu. Biblia, cartea aceasta nu mai este aceeași ca și atunci când aveai copii. De ce? Ai făcut din copilul tău un idol. Te conduce propriul tău copil. Și dacă te-ar conduce la Biblie, n-ar fi foarte rău. Dar faci orice, schimbi orice principiu, transform orice lumea asta să plieze cu copilul tău. Ai o problemă. Libertatea din perspectiva biblică e încălcată. Pentru că criteriul numărul 2 este deja sub o incidență. Te stăpânește iubirea față de propriul tău copil. Exemplele pot continua. Pot continua cu nemiluita. Spre exemplu, nu-i păcat să-ți cumpere o mașină scumpă. Dacă mașina ta
devine iubirea vieții tale. Și dacă cineva ți-o atingi mașina, ești în stare să înjuri, să bați, să lovești, tu ai o problemă. Te stăpânește iubirea față de propria mașină. Dacă ai ajuns să fii atât de iubit tu de tine însuți, încât nimeni n-are voie să spună nimic care să te jignească, și ai devenit atât de plin de tine însuți, încât oricine, oricând te jignește, deja devii irascibil, agresiv. Ai grijă, ești un narcisist notoriu, ai o mare problemă. Libertatea de a iubi viața ta, și Biblia zice, care om nu iubește propria viață? Nu ne mutilăm, nu ne dăm degetele, da? Avem grijă de noi, avem echilibru, suntem foarte atenți cum suntem, cum ne îmbrăcăm, și foarte bine asta. Dar când intrăm în extrema, încât să ne stăpânească propria noastră ființă și să ne iubim atât de mult încât să fim robi propriului nostru eu, e o mare problemă. Când ai ajuns să spui, ascult acest mesaj din Biblie, nu al meu, din Biblie, dacă mi se potrivește mie, ești un progresist și jumătate marxist și ai o mare problemă cu ce înseamnă absoluturile sau absolutul biblic, adevărul absolut. Tu deja ai adevărul pe care ți l-ai autocreat. De ce? Te crezi mai sus decât Dumnezeu și concurezi cu tronul lui Dumnezeu. Ai o mare problemă. N-ai libertatea să faci asta. Libertatea te aduce spre înrobire. Deja ești robiul propriului tău eu. Este motivul pentru care unii tine spun, da, așa îmi place mie. Așa mi se potrivește mie. Apropo, puteam să ajung în biserică și să predic în seara asta în pantaloni scurți? Ipotetic, puteam? Păi puteam, numai că cam 3 secunde stăteam pe aici. Mă înțelegeți? De ce? Pentru că eu nu pot submina realitatea faptului că dumneavoastră sunteți aici ca să vă închinați. Nu să vedeți pantalonii mei scurți, nici fustele scurte ale unei fete, corect? Noi când venim la închinare, trebuie să fim foarte corecți cu libertatea pe care o avem. Libertatea care poate submina autoritatea și libertatea care poate ataca. Pentru că al treilea criteriu al libertății biblice este următorul. Criteriul sfințeniei. Criteriul sfințeniei. Dăm o singură pagină sau chiar două ca să ajungem la capitolul 10 și citim din nou capitolul 10, versetul 23. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Și ascultați ce completează Sfântul Apostol Pavel. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Cu scuzele de rigoare, bărbații când vin în biserică n-au voie să vadă genunchi de femei. M-ați înțeles? Bărbații nu vin aici ca să vadă și să aibă iluzii. Sau dacă intră în clădire un om care e dependent de pornografie, el când intră aici nu poate găsi material pornografic sau material care să ducă spre pornografie. M-ați înțeles? Sunteți de acord cu mine sau nu? Aici este sala tronului lui Dumnezeu. Aici este sanctuarul lui Dumnezeu. Aici este prezența lui Dumnezeu. Eu când intru în prezența lui Dumnezeu, nu-mi pot permite să intru cum vreau. De ce? Vin să mă închin. Ei, nu vin singur să mă închin, că nu stau singur în clădire și să fac mătănii. Că sunt la Elim, la o biserică pentecostală. Când intru aici, eu sunt cu o comunitate de oameni în dreptul cărora am respect. Respect orice om prezent aici, care e școală sau nu, că e important sau nu, care e ban sau nu, că e prietenul meu sau mi-e antipatic sau ei nu mă simpatizează. Nu asta e important, am respect. Și Sfântul Apostol Pavel spune, am posibilitatea să fac efectiv ce vreau în măsura în care nu atac închinarea unui om de aici. În măsura în care nu-mi atac propria mea sfințenie. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Dacă în urma mesajului meu spun lucruri cu intenție să atac o persoană, mai bine stau jos. Și sunt oameni care nu plâng de păcatele lor, ci plâng pentru că efectiv l-am atacat frontal, i-am știut viața și am spus-o public. Am o mare problemă. Dar dacă vin la altar, în fața lui Dumnezeu,
cu onestitate, cu sinceritate, vreau să fiu robul lui Dumnezeu, vreau să fiu gura lui Dumnezeu. Și când vin aici, spun lucruri care să zidească oamenii. Știți că omul lui Dumnezeu, lui Ieremia, a spus Dumnezeu, fii atent, n-ai o slujbă simplă. Va trebui să smulgi, să dărâmi, să faci curățenie, apoi să sădești și apoi să zidești. Adevărurile sfinte nu stau pe nisipuri mișcătoare. Sfânta Scriptură nu poate fi așezată pe molozul păcatului. Așa că întotdeauna libertate înseamnă să te uiți în Biblie și să te întrebi, lucrul acesta mă face să fiu mai sfânt? Elementul acesta mă duce mai aproape în prezența lui Dumnezeu? Prin practica aceasta, prin vestimentația aceasta, prin gestica aceasta, prin modul în care mă exprim eu, prin atitudinea mea, care înseamnă suma lucrurilor care mă definesc, îi ajut pe oameni să meargă spre Dumnezeu? Sunt eu vocea lui Dumnezeu pentru un băiat care e gata să se sinucidă? Că știți că nu de mult, o fată din Avram Iancu, din liceu, de 18 ani, s-a urcat pe strada Observator la etajul 12. A deschis geamul de la casa blocului și s-a aruncat în gol. Mă întreb, nu trebuia să fie vreunul dintre noi în clasă cu ea? Nu cumva vreunul dintre cei care e clujan, vreo clujancă, vreo fată, n-ar fi trebuit să fie acolo lângă problema ei? Dacă a cunoscut-o cineva dintre creștinii evanghelici din Cluj, nu cumva careva dintre ei, măcar unul sau măcar una, ar fi trebuit să îi spună ceva care să o aducă la Hristos? Dragii mei, vorbim de lucruri care definesc viața noastră și care pot să ne învingă pentru întotdeauna. Noi nu vorbim de lucruri care arată ratingul nostru, vizualizările noastre, ce vrem noi să facem ca target, să fim populari. Doamne ferește să vrem să fim populari, ne vrem să fim biblici, ne vrem să fim sfinți. Am cântat deja că noi ne dorim să se deschidă poarta aceea și noi vrem să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos. Noi toți ne-am adunat aici pentru că vrem raiul. Nu vă pun să ridicați mâna pentru asta, pentru că ar fi o întrebare retorică. Noi toți vrem cerul lui Dumnezeu. Noi nu vrem să venim la biserică doar să batem drum până la biserică și acasă și să ocupăm o bancă sau un scaun pe o bancă. Noi vrem împărăția lui Dumnezeu. Noi vrem gloria lui Dumnezeu. Noi toți vrem raiul lui Dumnezeu. Nu există aici persoană care să nu vrea să ajungă în rai decât dacă n-a ajuns la nivelul mental în care să înțeleagă ce înseamnă raiul. Libertate înseamnă, foarte important, ceea ce fac eu, ceea ce sunt liber să fac, mă conduce la sfințire? Mă face mai sfânt? Îi ajută pe oamenii din comunitatea în care mă mișc să fie ridicați, să fie consolidați, să fie edificați spiritual? Și vă mai spun ceva. Al patrulea criteriu după care poate și trebuie să fie judecată libertatea creștină este criteriul slavei. Ceea ce sunt eu liber să fac îl laudă pe Dumnezeu? Versetul 31 spune așa, 1 Corinteni 10, versetul 31. Deci fie că mâncați, fie că beți, dar nu alcool, fiți liniștiți, fie că faceți altceva, să faceți totul, totul pentru slava lui Dumnezeu. Când îmi pun cele patru întrebări, e strict necesar? Când trec mai departe și mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și spun, mă stăpânește? Adică îmi fură pasiunea pentru Dumnezeu, dorința de rai, îmi fură dorința de a citi din Biblie, gândul ăla de a sta în prezența închinării autentice cu Dumnezeu, dorința de a sta în post, în citirea Bibliei, dorința de a sta lângă Dumnezeu cu biserica și să frecventez biserica. Dacă într-o seară de slujbă tu mergi la meci, ai o problemă. Ai auzit? Te stăpânește. Te stăpânește. Nu se poate să înlocuiesc lucruri care mă duc înspre Dumnezeu cu lucruri care s-ar putea să nu mă ducă înspre Dumnezeu. Nu că mingea aceea că e rotundă și că ce culoare are ar avea o problemă, ci dacă te stăpânește sau nu utilizarea ei.
sau modul în care vezi că utilizează alții, te stăpânește? 4. Te sfințește, te ajută să fii sfânt? 5. E slăvit Dumnezeu prin ce faci tu? Când orice faci în viața asta, treci prin cele 5 criterii, începi să ai libertate reală. Până atunci ești un sclav cu acte în regulă. Mesajul pe care l-am se intitulează Robia Libertății. Ați văzut că am citit din cuvântul Domnului și parcă în tandem se folosește atât rob cât și slobod. Dacă veți studia cu atenție conceptul de slobozenie în toată Biblia, apare de 61 de ori, considerabil, de 61 de ori. Pentru prima dată, dacă nu greșesc, apare în Exod și pentru ultima dată apare în Apocalipsa de 3 sau de 4 ori. Libertatea nu este ceva pe care noi vrem să o dobândim ca să facem efectiv ce vrem, ci libertatea adevărată o dobândim ca să facem ce vrea Hristos. Amin? Amin. Dacă cineva vrea să facă ce vrea, să facă ce vrea, n-are nimic cu Dumnezeu. Măcar să nu mai concureze cu Dumnezeu și să spună, păi mă duc și la biserică, mai bifez în calendarul meu spiritual, mai aprind o lumânare, mai port nu știu ce, mai mișc un stativ, mai mișc o stație, mai vin și eu prezent acolo, mai stau și eu cu ei, să nu zică ăștia mă că-s chiar căzut. Ai o mare problemă dacă doar vii ca să bifezi că ai fost, dacă nu ești în mod real. Robia libertății, în primul rând, presupune robie abolită. Noi toți, indiferent de cine am fost și ce studii am avut și cine ne-am crezut și cine chiar am fost, noi toți am fost robi ai păcatului. Biblia spune foarte clar și în cartea Roman, Sfântul Apostol Pavel subliniază de mai multe ori această realitate și în Roman capitolul 6 vine și ne spune direct, ascultați ce spune cuvântul Domnului. Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați, versetul 4, împreună cu El, cu Domnul Iisus Hristos, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Noi toți, prin nașterea noastră în rasa umană, eram dependenți de păcat. Biblia spune în cartea 1 Petru, fiecare este rob lucrului de care este stăpânit. Unii erau stăpâniți de alcool, alții de pornografie, alții de masturbare, alții de minciună, alții de furtișag, alții de țigară electronică, alții de trăiri murdare, alții și-și puneți păcatele tale, o grămadă de păcate, fals în acte și tot ce vrei tu să spui în lumea asta. Orice păcat pe care l-a comis un om de-a lungul timpului, un singur păcat l-a determinat pe om să fie sclavul păcatului. Niciunul dintre noi n-am fi avut ocazia și fericita minune să intrăm și să fim eliberați de sub robia păcatului. Noi toți, de-a lungul timpului, am încercat. Sunt oameni care vin la mine și dârdie de lacrimi plângând, bărbați în toată firea și spun, frate, nu pot să scap de păcatul ăsta. Pentru problema asta, pentru problema asta, pentru problema asta, mai există iertare la rai? Mai are Dumnezeu vreo șansă pentru viața mea? Și le spun la toți, pe dealul sub formă de craniu uman, pe crucea din mijloc, între doi tâlhari, Sfântului Dumnezeu Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui, și-a întins mâinile și din mâinile Lui și din picioarele Lui și din coasta Lui s-a scurs sânge nevinovat. O singură picătură din sângele Lui te poate elibera de sub robia păcatului. Păcatul nu e o joacă! Păcatul nu e invenție penticostală, evanghelică, ortodoxă, catolică. Păcatul nu este un mijloc prin care noi speriem oamenii și auditoriu. Păcatul e mai ceva decât un cancer. COVID-19 și modul în care era transmisie zero ca transmisiune, cum e păcatul, cum se transmite, nu genetic, ci prin modul în care omul acceptă să acceseze lumea păcatului.
Te trezești că vii în biserică și dintr-o dată, bărbate, mintea ta merge în zone interzise. De ce? Pentru că ai fost liber și în urmă cu două săptămâni te-ai uitat la ceva murdar. Și uitându-te în urmă cu două săptămâni la ceva murdar, ai încălcat principiul sfințeniei. Și aici ești în biserică. Și pentru că mintea ta este ca un jurnal și are trei straturi, conștient, subconștient și inconștient, imaginile pe care le-ai văzut s-au salvat în subconștient, acolo în spate. Și ceva din biserică, o culoare, ceva, se atașează de imaginile care le-ai văzut tu, se face scan, face click în creierul tău și tu vii aici. Și nu ești aici. Ești rob al păcatului. Mergi cu mașina normală pe stradă, da? Și un om care nu poți să-i spun cum îi, că nu folosesc astfel de expresii, intră și staie calea. Și când îți staie calea, îți vine să rup volanul. Tu ești mai agresiv ca bărbat. Așa e temperamental viața ta. Ești rob al păcatului. Dacă înjuri în momentul ăla, ești rob al păcatului. O să spui, frate, că le-ai botezat, eu-s botezat de 20 de ani. Nu contează asta. Botezul tău a însemnat că te-ai scufundat și când te-ai așezat în baptistier și când a trecut apa peste nasul tău, adică ai fost scufundat total, imersiune totală, baptizo din greacă, a însemnat că în trecut ai avut o întâlnire reală cu Domnul Iisus Hristos. În trecut viața ta veche a fost ștearsă, ai fost iertate păcatele tale și te-ai contomit cu Hristos și ai înviat, te-ai ridicat din nou la o viață nouă. Dar când din nou înjuri, ascultă-mă ce spun, accesezi robia păcatului. Când din nou vizionezi, accesezi robia păcatului. Când din nou minți ca să câștigi 1000 de euro în plus, accesezi robia păcatului. Aș putea să fiu foarte gentleman cu noastră și foarte friendly, foarte prietenos și să vă predic așa, ușor, să fim și noi bucuroși și noastră, să plecăm acasă cu o iluzie. Aș putea să fiu ca un medic care știu că cineva are cancer. Are o aluniță mică pe mâna stângă, e cancer, metastază. Am dus-o la biopsie și mi-au spus specialiștii că e cancer. Și se spun, n-ai nicio problemă, ai doar o mică bubiță, dă-te cu nu știu ce cremă și în două săptămâni se curăță. Și tu în două săptămâni să fii 2 metri sub pământ. Medic sincer sunt eu, am eu verticalitate, azi eu om. Vreau să fiu vocea lui Dumnezeu. Vreau să fiu glasul Domnului și cartea aceasta n-aș vrea să mă condamne într-o zi. Mă expun când spun astfel de mesaje. Îmi asum riscul ca unii oameni să se supere. În urma predicilor pe care le transmit se împart oamenii în două categorii. Oameni care se supără pentru că sunt prea direct și sunt gata să facă orice. Sunt oameni care plâng pentru păcatele lor, pentru că realizează că ce am spus nu-i cuvântul meu. E cuvântul lui Dumnezeu. În fața acestui cuvânt, noi toți ne plecăm și zicem amin. Amin? Cuvântul ăsta ne coordonează viața. Eu nu sunt robul meu. Eu nu sunt robul unei biserici, care pentecostale să fie numită. Nu sunt robul oamenilor. Eu sunt robul cuvântului. Cartea aceasta mă responsabilizează să spun adevărul. Pot să spun că poți să faci ce vrei în viața asta și oricum ajungi în rai. Și sunt un mare mincinos, egal cu oamenii care te-ar trimite în locul verdeaț. Dar n-am dovezi că în rai există verdeați. Am dovezi că în rai există Domnul Iisus Hristos. E Sfântul Sfinților. Și că în rai a ajuns numai atunci când robia păcatului tău este abolită. Numai atunci când stai în fața crucii lui Hristos și spui, Iisuse Hristos, iartă-mi păcatele mele. Iartă-mi păcatele mele. Întâlnesc oameni și nu numai în România și în diaspora cu care vorbesc. Și la finalul mesajului vin și spun, bărbați puternici, oameni dependenți de droguri, de alcool, de țigară electronică, de tutun. Recent am aruncat 3 țigări electronice pentru că n-a avut curajul el să le arunce. Și am zis, prietene, nu pot, știu, dă-mi-le mie că le arunc. Și de față că eu le-am aruncat. Pentru că, dragii mei, robia păcatului e o mare problemă. Marea problemă este că noi ne iluzionăm și noi zicem, păi eu n-am păcătuit. Eu doar m-am dus cu ei care păcătuiesc. Păi eu n-am păcătuit, eu doar am tras din... Eu n-am păcătuit. Și când mă uit sincer în ochii lui și spun, hai, hai fi sincer cu tine. Nu cumva te mustră conștiința?
Nu cumva regreți ce ai făcut? Nu cumva îți dai seama că asta nu-L onorează pe Dumnezeu? Te-ai botezat și ai mărturisit lui Iisus Hristos credincioșie. Ai spus Domnului că vrei să-L urmezi pe Iisus Hristos. Și uite că de o vreme încep să cobor pe trepte spirituale. Întrebarea pe care le-o pun oamenilor care se mulțumesc cu cinci spiritual. Frate, să se închidă ușa raiului după mine. Am o veste realistă. Raiul n-are uși. O singură poartă există în cer. Și poarta este Iisus Hristos. Și ea nu se închide după nimeni. Oricine intră în Hristos și prin Hristos are libertate să fie mântuit. Dacă nu, am să spun realitatea faptului că într-o zi mulți oameni pe care noi i-am botezat vor fi direct în iad. Știți de ce? Pentru că au mers o vreme cu Dumnezeu. Pentru că L-au urmat pe Iisus Hristos îndeaproape. Pentru că L-au iubit pe Dumnezeu. Pentru că L-au făcut predicile și cântările. Dar nu și-au smuls păcatul din rădăcini din viața lor. Un mare om al lui Dumnezeu, Daniel, a stat în fața unui cel mai mare om din vremea lui Belșațar, împăratului care era super puterea lumii. Și a spus: nu mă interesează că tu conduci lumea, împărate. Îți transmit un mesaj de la regele regilor, de la împăratul împăraților, Dumnezeu. Pune capăt păcatelor tale. Pune capăt păcatelor tale și cere mila lui Dumnezeu. Este o seară în care sunt sincer cu dumneavoastră și vă transmit cuvântul lui Dumnezeu cu multă smerenie. Ce vă spun dumneavoastră, în primul rând, e pentru mine. Nu-mi doresc să iluzionez pe oameni și să le spun că vor merge în rai pe flori și că pot să facă ce vor ei, că oricum ajung în rai. De seară când pun capul pe pernă, vreau să dorm liniștit că am spus tot adevărul. Dumneata, faci ce vrei cu adevărul acesta. Uite că libertatea se manifestă și prin faptul că poți să asculți sau poți să ignori. Mă duc la conferințe de tineret și văd aruncați în balcon, în cazul ăsta nu-i așa, niște băieți șmecheri, cu creastă, colorați, butonează pe telefoane de le zbârnie degetele, acum cu touchscreen-ul aproape că se crapă ecranele. Îmi zâmbesc, se uită ironic, în colțul stâng, drept, și îmi vine normal să-i spun două de să-l rezolv și Duhul Sfânt îmi spune: șșt, lasă-l, tu spune cuvântul meu, cuvântul îl schimbă, cuvântul îl transformă. Cuvântul responsabilizează. Robie abolită. Cum se abolește robia păcatului? Trebuie să te rupi de păcat, trebuie să-ți recunoști păcatul, trebuie să regreți în străfundurile inimii tale și trebuie să renunți la el. Nu cred în pocăința unui om, nu cred în pocăința unui om care astăzi se mărturisește și mâine merge mai departe la păcatele lui. Nu cred. Nu cred în pocăința unui om care astăzi regretă și plânge și poi mâine comite același păcat. În timpul consilierii întâlnesc oameni de tot felul. Eram la căpătul unui proxenet în orașul Cluj-Napoca. De urgență m-a sunat. A primit un mesaj profetic și de două ori s-a auzit în mesaj profetic: cheamă-l pe Caleb, Caleb. Nici măcar nu știa că există un Caleb în Cluj. Eu nu am văzut niciodată pe oamenii ăștia. Am intrat la căpătuiul patului lui, un bărbat tatuat peste tot, un bărbat care era spaima orașului, Satul Mare, un bărbat care a făcut tot ce a vrut în lumea asta. Era infectat cu o boală incurabilă. Și a spus toată viața. M-am uitat cu drag în ochii lui și a spus: și acum, ce mai doriți de la viața asta? S-a uitat lung la mine. Și a zis: frate Caleb, mi-aș dori să fie adus o cadă, o piscină aici în salon. Oricât de mic ar fi, vreau să-L mărturisesc pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Cred că Iisus Hristos este singurul Mântuitor al Universului. Cred că există rai. Nu-L merit, mi-a spus el. Nu-L merit. Am făcut prea multe ca să fiu salvat. Avea să scap de aici și după ce ieși din salon, o să mă duc să predic Evanghelia la toți bagabonții din Satul Mare cu care am fost șmecheri de cartier. Mi-a spus Duhul Sfânt: roagă-te pentru el pentru că îl primesc ca pe tâlharul de pe cruce, dar să știi că nu-l vindec. Am uitat la el ca și cum mă uit pentru ultima dată. Am așezat mâna după ce și-a mărturisit păcatele și-a mărturisit păcatele pe capul lui. Am rugat cu credință
Și mi-a zis Duhul Sfânt, vezi Caleb, cum pleacă? Cu mâinile goale. În 10 zile a plecat, a murit. N-am garanția că prinzi șansa ca într-un salon să vină cineva în ultimele tale ore de viață. Este seara ta. Tu faci ce vrei cu seara asta. Poți să o lasă să fie o seară obișnuită sau poți să te autoresponsabilizezi, să-L iei în serios pe Dumnezeu. Și să spui lui Dumnezeu în seara asta, Doamne, vreau neapărat să mă smulgi de sub robia păcatului. Vreau neapărat să mă scoți de sub acea zonă unde sunt atât de vulnerabil și ori de câte ori sunt în zona aia cad, ori de câte ori sunt cu băieții aia cad, ori de câte ori sunt cu fetele aia cad, ori de câte ori intru acolo, nu mă pot stăpâni, nu reușesc să-mi controlez degetele, nu reușesc să-mi controlez ochii, nu pot să-mi controlez urechile, ascult muzică infectă, necreștină, Doamne, nu pot să mă scap, eliberează-mă. Am să spun ceva, și de sub cocaină eliberează sângele lui Iisus Hristos. Sângele lui Iisus Hristos are putere de eliberare, are putere de eliberare. Cine crede ca mine să facă un semn cu mâna ridicată, aleluia lui Iisus Hristos. Iisus Hristos are putere de eliberare. Nu există groapă atât de adâncă unde să te arunce Satan, prietenii, anturajul, dușmanii. Și să nu se poată întinde mâna lui Dumnezeu să te smulgă și pe tine. Avem zeci, sute mii, zeci de mii, sute de mii de mărturii ale unor oameni care au fost salvați prin puterea lui Dumnezeu. Oameni buni, nu predica mea te salvează în seara asta. Mesajul meu te responsabilizează. Sunt ca un polițist care stau în intersecție și spun: n-ai voie să treci pe interzis. De ce? Asta scrie codul rutier. Codul nostru rutier biblic e cuvântul lui Dumnezeu. Tu faci ce vrei cu viața ta. Poți să treci pe roșu într-o zi. Te spulberă pe trecere de pieton dacă treci pe roșu. Nu te juca cu Dumnezeu. Robia libertății. 1. Robia abolită. Robia păcatului. Sângele lui Iisus Hristos are putere. Am întâlnit oameni de ultimă speță. Am întâlnit oameni care nu se mai iubeau pe ei înșiși. Într-o zi mi-a zis Duhul Sfânt, într-o întâlnire de tineret, la o consiliere să o rog pe adolescente să-și deschidă cam așa atât. E cam disconfortabil pentru un pastor să-i spun asta unei fete de 15 ani. Mi-a fost greu, dar m-am supus Duhului Sfânt și am rugat-o să facă asta. Și a deschis cam așa atât. Știți ce avea aici? Urme de lame. Încerca să-și taie venele. La 15 ani? Dar la 15 ani. De ce? Fata asta a ajuns să simtă că n-are valoare, că n-are viitor, că viața ei n-are niciun sens, că părinții ei se băteau continuu prin vorbe, prin replici, că se uitau dubios, că se certau de la gunoaie, de la furculițe, de la șervețele, de la nimicuri. Și fata asta a adunat multe în ea, multe în ea. Și în momentul ăla în care i-am spus asta, a început să plângă în hohote, după ce și-a mărturisit păcatele, pentru că să știți că ai păcate și la 15 ani și încă câte. După ce și-a mărturisit viața, m-a rugat pentru ea cu punerea mâinilor și sângele lui Iisus Hristos a eliberat-o. Astăzi cântă gloria lui Dumnezeu, laudă pe Domnul. Binecuvântat să fie numele lui Iisus Hristos. Avem un Dumnezeu viu, avem un Dumnezeu actual. Dumnezeu nostru n-a rămas în anul 1922, chiar dacă împlinim 100 de ani acum, centenarul. Dumnezeu nostru este prezent. În seara asta, Domnul Iisus Hristos este pe strada Frunzișului, aici, la Biserica Elim. Duhul lui Dumnezeu este prezent în locul acest. Aș fi putut să spun o prelegere frumoasă în care să pleci cu un intelect încântat și să spui ce frumos a vorbit cu tare predicator. Însă sunt aici să spun ceva care să-ți atingă inima. În seara asta trebuie să pleci eliberat în numele lui Iisus Hristos. Viața ta veche trebuie să fie schimbat. Vă întreb, putea să rămână cu zdrențe? Putea să rămână mai departe în statutul lui de om părăsit, om rău famat, om murdar, fiul risipitor? Putea să rămână, nu? Dar într-o zi s-a ridicat, s-a uitat la propria lui viață, s-a uitat la cât de sclav e, s-a uitat cât de jos a ajuns și a zis: nu sunt liber, părinții mei, tatăl meu are acasă belșug de pâine și eu mor de foame aici, mă consum, mă distrug, îmi toc mintea. Mă gândesc cum să prind lături. Asta e viața în care trăiește un om care este dependent de alcool, de tutun, de imoralitate, de țigara electronică, de bere fără alcool, de trăiri murdare, de pornografie, de masturbare. Oameni care nu se pot smulge de sub puterea păcatului.
Și am să spun ceva, intelectul tău, logica ta, inteligența ta, nivelul tău de IQ, nimeni nu te poate elibera. Dacă te-ar fi putut elibera oamenii, prelații, pastorii și slujitorii, n-ar fi fost nevoie de Iisus Hristos. Însă Marele Rege Iisus Hristos este singurul care te eliberează. Este singurul care îți vindecă mintea. Libertatea adevărată înseamnă să poți să păcătuiești și să nu-ți dorești să n-ai nevoie de așa ceva. În viața mea n-am pus alcool în gura mea și nu o să pun. În viața mea, de 35 de ani încă, n-am pus țigară nici între degete. Într-o școală laică, un domn m-a rugat, domn profesor, să-i aduc pachet de țigări, eram la poartă. Și nu m-am dus să-i cumpăr. Am avut harul să trăiesc într-o familie creștină. La 9 ani Duhul Sfânt m-a botezat. Și vreau să vă spun ceva, dacă sunt aici, sunt aici pentru că m-a atins Duhul lui Dumnezeu. Sunt aici pentru că sângele lui Iisus Hristos mi-a iertat păcatele. Sunt aici pentru că cred în cuvântul lui Dumnezeu autentic, care are putere de eliberare. Mileniu 3, Domnul Iisus Hristos încă mă eliberează. În secolul 21, pe strada ta, în familia ta, la oamenii la care zici, nu mai există nicio șansă, nu mai au nicio putere de eliberare. Sunt într-o groapă cu mocirlă, se afundă, a coborât până aproape jos la fundul mocirlii. Mâna lui Iisus Hristos să coboare pe strada ta. Aleluia, Domnul Iisus Hristos! Se intre eliberarea în oasele lui din perspectivă spirituală. Nu crede că David, când a comis adulter, a fost liber. Nu-ți imagina că atunci când a mers pe acoperișul casei și trebuia să fie la muncă, trebuia să fie la luptă, era liber, era sclav în toată puterea cuvântului. Și pentru că și-a permis o libertate nebiblică, a derapat spiritual. Nu-ți permite libertăți care te duc spre păcat. E posibil lucrul pe care le faci tu astăzi să nu fie păcat, dar te duce la păcat. Nu te duci acolo. Nu intra pe ușa aia, băiete care mai intri în nightclub, în cluburi de noapte. Oameni care sunt prezenți în lăcașuri de cult în Cluj și care consumă alcool, tutun, țigară electronică. Și vin aici, frate, și au curajul să cânte cu noi în față. Este seara în care sângele lui Iisus Hristos e prezent să te elibereze. Nu aduce jertfa nebunilor. Nu-ți permite foc străin, aici nu-i casă culturală, nu-i loc de ring, de dans, de distracție. Aici e prezența lui Dumnezeu, aici e sfințenia lui Dumnezeu. Aici totul strigă slavă, slavă, glorie. Nu la adresa unui pastor sau la fratele păstor, ci la adresa lui Dumnezeu. Cine crede ca mine să zic amin, amin, glorie lui Iisus Hristos. Robia abolită, robia păcatului. 2, robia acceptată. Oricum ești rob. Că vrei să fii rob al lui Hristos sau rob al diavolului, alegi. Ioan capitolul 8, Domnul Iisus Hristos spunea foarte clar. Adevărat, adevărat vă spun, Ioan 8:34. Oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Dar se poate să fie penticostal, baptist, catolic, reformat, prezent în Betania, în Elim, în nu știu care biserică? Da! Oricine! Nu din greșeală, nu că n-a fost atent, nu că a spus ceva și de-apoi și-a dat seama că e minciună. Intenționat a mințit ca să scumpeze, să fie mai scumpă mașina, nu știu ce învârteală, să facă fals în acte. A mințit cu acte regulă. E rob al păcatului. Când a zis asta Hristos, ăștia au început să aibă probleme. O zis, bă, tu știi cine suntem noi? Tu te auzi? Noi? Păi noi suntem fiii lui Avram. Cum să fim? De când există istoria asta pe pământ? Noi n-am fost sclavi. Noi nu suntem din Ismael. Noi nu suntem din Terah. Noi nu suntem din altă zonă. Nu suntem madianiți. Păi nu știi cu ce vorbești? Stai un pic, că ne jinești un pic. Și robul, spunea Domnul Iisus, e temporar. Adică e ca și cum vine la biserică, e prezent, mai câte câte o cântare, mai spune câte un mesaj, dar când se trage linia liniilor, linia finală, la judecata finală, rai, vor fi doar fii. Nu rămâne pururea în casă. Fiul însă rămâne pururi. Și ascultați ce zice Domnul Iisus Hristos. Deci dacă fiul, adică eu, zicea Iisus, vă face slobozi, veți fi cu adevărat liberi.
Când ai căzut cu fața în palme și începi să plângi pentru păcatele tale, când zici, Doamne, migrează de mine, mi scârb, sunt un gunoi, mă simt ca un om epava societății. Mă simt că n-am valoare, Doamne, nu merit. N-am întâlnit om care să se pocăiască și care să se simtă bine. Să zică, ce bine sunt eu. Nu. Toți au avut regrete adânci. Și în momentul acela te întâlnești cu marele har. Pentru că Domnul Iisus Hristos a stat cu brațele deschise la calvar ca să-și arate adevărata lui dragoste și să ne primească pe fiecare dintre noi. Să simți că ai pace, să simți că n-ai coșmaruri, că n-ai insomnii, să simți că nu ți-e frică să spui, am întâlnit bărbați căsătoriți care își ascund a doua cartelă în papuci, în șosete, că cu amante. Să n-ai grijă, mă, ce se întâmplă, cum mă prinde, nu mă prinde. Să fii liber, să fii cu adevărat liber în Hristos, pentru că ești eliberat de surobia păcatului. Tu ai intrat în interferență, în relație reală cu Domnul Iisus Hristos, deliberat, nimeni nu te-a obligat. Este o robie, dacă îmi permiteți ghilimele de rigoare, o robie acceptată. Ți-a propus Marele Stăpân al Universului să intri în echipa Lui, să intri în poporul Lui, să fii parte integrantă în turma Lui, El e Marele Păstor. Și tu ai zis, Doamne, mă smeresc, e o mare onoare să ajung în fața Ta. N-am meritat. Sunt zeci de oameni, sute, mii, poate milioane sau miliarde de oameni care încă n-au avut acces să aibă o Biblie în mână. Oameni în limba cărora, sau grupuri etnice în limba cărora încă nu s-a tradus Biblia. Și noi avem Biblia cu noi, o avem peste tot, o purtăm la amvon, o purtăm la mașină, o avem pe CD-uri, o avem pe smartphone, o avem pe aplicații peste tot. Și parcă Dumnezeu ne învăluie peste tot, ne predică Dumnezeu prin radio, ne transmite prin Credo TV, prin Alpha Omega TV, prin canale mass media, ne vorbește Dumnezeu prin soare. Apropo, faptul că e pace în România, nu ne-a vorbit Dumnezeu prin asta? Noi mulțumim noi lui Dumnezeu că e pace în țara asta. Că s-a început în 5 septembrie în școala, când în Ucraina, din 24 februarie, pruncii nu mai merg la școală. Când stau ascunși, când cu frică se adună în biserici, noi avem libertate, avem pace, avem soare, avem mâncare, avem respirație. Ce mai vrem de la Dumnezeu? Ce mai așteptăm să ne facă Dumnezeu? Și se uită Dumnezeu la noi și zice, ce aș mai fi putut face viei mele? Și i-am făcut. I-am dat predici extraordinare. I-am dat slujitori care sunt ai mei. I-am dat tot ce există în lumea asta. Le-am dat confort, le-am dat clădiri, le-am dat respirație, le-am dat bani, le-am dat resurse. Au conturile pline, au mașini, au tot ce vreau. Ce mai dorim să ne pocăim? Robia acceptată. Este o cântare care spune, accept de acum robia ta cu frângerea de sine. Cu frângerea de sine. Pentru că a treia dimensiune a robiei libertății este robia adorată. Să fii atât de dependent de Dumnezeu, să-L iubești atât de mult pe Iisus Hristos, încât să zici, Doamne, orice s-ar întâmpla, eu nu renunț la Tine. Avem o poezie care spune, să mor de frig, să mor sărac, pe Domnul nu-L voi vinde. Citesc un verset cu care mă apropiu de încheiere, 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 17. Căci Domnul este Duhul, și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Când Duhul lui Dumnezeu îți controlează viața, când intri în prezența Duhului Sfânt, nu la stadiul numărul 1 în care simți nisipul de pe malul mării, nu la stadiul numărul 2 până la glezne, până la șolduri, când intri apă și la patra măsurătoare, la 4.000 de coți, încerci să mai controlezi tu ceva și Duhul te mișcă. Și Duhul te duce pe strada aia, nu pentru că nu mergi de obicei pe strada aia, dar atunci când mergi pe acolo, întâlnești o persoană care are gânduri suicidale și tu îi spui, te iubește Hristos. Recent a fost într-o biserică unde un tânăr de 21 de ani, într-o sâmbătă în care aveau conferință în orașul lor,
n-a participat în seara aia la conferință. Și după conferință l-au găsit în balcon, într-un ștreang. Băiat care câștiga mulți bani, băiat care avea mașină proprie, băiat care avea perspective de căsătorie și un băiat frumos, la chip, fără nicio defecțiune, fără vreo dizabilitate. Când oamenii își frâng parcă toate visurile, cu oamenii din cauza unei robii ajung la gânduri suicidale, este seara în care Domnul Iisus Hristos e prezent aici. Aș vrea să stăm ridicați. O să vă rog frumos să vă închideți ochii. În timp ce stai cu ochii închiși, să te gândești la propria-ți viață. Ai o singură viață pe care o trăiești chiar cum vrei. Să vină o zi în care nota de plată îți aduce exact factura vieții tale. Pentru tot ce ai trăit, într-o zi vei plăti. Tu faci ce vrei cu viața ta, adolescent, tânăr, bărbat, femeie, botezat, nebotezat, tu faci chiar ce vrei cu viața ta. Noi nu te putem obliga să faci ceva anume. Până la urmă ai libertate de exprimare, libertate de decizie. Însă dacă din libertatea ta faci o robie, o robie a păcatului, nu mai ești robul lui Hristos. Când ești dependent de anumite anturaje murdare, când nu poți fără anturajul acela care e păcătos, ești rob oamenilor, robul oamenilor, ești robul lui Dumnezeu. În timp ce ai ochii închiși, vorbești exact cu sufletul dumitale. Chiar nu contează ce vârstă ai. Important e în această seară, dacă deja ai o relație reală cu Dumnezeu și ești liber în Hristos, în toată puterea cuvântului, dacă ești plin de Duhul lui Dumnezeu, roagă-te în șoaptă pentru oamenii care au nevoie de o decizie în seara asta. Pentru că Duhul lui Dumnezeu mi-a spus că trebuie să fac o chemare specială, pentru că este seara unora. Sunt oameni care n-au speranță. Mă duc la întâlniri de tineret și întâlnesc oameni care la final vin și plâng și îmi spun: frate Caleb, dacă nu ne provocai sau dacă nu mă provocai să ridic mâna, să știi că am fugit de Dumnezeu de 10 ani, fug de Dumnezeu, este seara în care Dumnezeu m-a atins. Asta mi s-a întâmplat în urmă cu 2 săptămâni cu un tânăr care n-avea nimic cu Dumnezeu și în seara aceea și-a predat viața Mântuitorului Iisus Hristos. Este seara eliberării tale. Dacă ai cel puțin 14 ani, vorbesc cu tine, în timp ce ai ochii închiși și e vorba despre tine, înseamnă că ai capacitatea necesară să faci diferența între bine și rău. Dacă știi să faci matematică, fizică și chimie, în a șaptea să faci, înseamnă că deja știi să iei o decizie pentru propria-ți viață. Este seara ta, fă-ți liniște în suflet, deconectează-te de la factori perturbatori, de la persoane care s-ar putea să te miște, să n-asculți ce urmează să-ți spun. Pentru că diavolul încearcă să-ți debusoleze mintea și să-ți bulverseze creierul, să nu te gândești la ce urmează să faci. Este seara eliberării tale, este seara vindecării tale spirituale. Eu nu știu pentru cine vorbesc, eu nu cunosc nicio persoană aici care are problemele pe care le-am spus. Însă ce am spus în seara asta, am spus din partea Duhului Sfânt și este pentru fiecare dintre noi. Este seara eliberării tale, oriunde ești, în sală, în dreapta mea sau la balcon. Dacă în seara aceasta simți că ai nevoie de o eliberare totală, dacă simți că ai simulat un proces de mers și de venit la biserică, un proces de integrare într-o clădire, într-un cult religios, dacă simți că ai făcut ceva din tradiție, din formă religioasă, pentru că ai fost parte integrantă sau aparținător a unei familii pentecostale sau de altfel, și până în seara asta n-ai avut o întâlnire reală cu Domnul Iisus Hristos, proclamă în numele lui Iisus Hristos ca și robia ta să fie abolită, să fie eliberată în numele lui Iisus Hristos. Dacă simți că vrei să scapi de dependența unui păcat și nu poți să reușești și nici nu vei reuși prin propriile sforțe, este seara în care poți să faci asta printr-o vulnerabilitate în fața lui Dumnezeu și să spui: Iisuse Hristoase, care ai murit la Calvar, sângele tău poate să-mi aducă eliberare. Mărturisesc că am nevoie de eliberare în domeniul acest. Dacă este cineva care vrea să fie eliberat în numele lui Iisus Hristos și apoi să accepte robia Domnului Iisus Hristos și apoi să fie plin de adorare la adresa lui Dumnezeu, vreau să văd o mână ridicată din dreptul ființei tale. Dumnezeu este prezent aici, Dumnezeu să te atingă, Dumnezeu să te atingă, Dumnezeu să te atingă, Dumnezeu să te atingă. Mă rog pentru cei ce stau în dreapta mea, să-i atingă Duhul lui Dumnezeu pe toți. Mai mulți au ridicat mâna. Ebret Farag Omenis. Este aici prezent Domnul Iisus Hristos, care a scris seara asta pentru voi. O seară de eliberare, să vă smulgă de sub puterea păcatului pe oricare dintre voi. Oricine ești, oricare e problema ta spirituală, oricât de departe ai fi de cer sau de aproape, oricât de obișnuit ești cu biserica sau neobișnuit, oriunde ești, în sală sau la balcon, dacă vrei eliberare totală, poate e un mic lucru care te ține legat și nu poți
să ierți, nu poți să închizi rana aceea care tot o redeschizi din două în două săptămâni. Este seara eliberării tale. Mâna ta dreaptă sus va fi mărturia faptului că vrei eliberare. Există putere în numele lui Iisus Hristos. Aleluia lui Hristos. Mai multe mâini se ridică în partea stânga mea. Domnul să atingă, să ridică și în dreapta. Sângele lui Iisus Hristos are putere de eliberare. În balcon sunt persoane atinse. Ebrit canavelorias. Sunt persoane care au nevoie de o atingere nouă acasă la tine. Oameni care nu mai vor să vină la biserică, oameni care nu mai cred în Dumnezeu, oameni care fac ca această evanghelie să fie pătată din perspectiva faptelor lor, care aduc dezonoare la adresa lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru băieți, pentru fete, pentru tineri, pentru adolescenți, pentru copii mai mari sau mai mici, atingă Duhul lui Dumnezeu. Elike menoverias. Există putere în numele lui Iisus Hristos. Ce nu pot să facă medicii, terapeuții, psihologii, centrele de detoxificare, poate mâna lui Iisus Hristos, poate mâna cicatrizată de la Calvar. Există putere în numele lui Iisus. Nu vă predicăm o evanghelie ieftină, nu vă predicăm o evanghelie veche, nu vă predicăm o evanghelie expirată. La Elim curg izvoarele sfinte în seara asta. Izvorul de sub pragul casei lui Dumnezeu coboară. Atinge-ne, Doamne, eliberează-ne, Doamne. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Poate sunt prezente persoane aici care vor să se rededice Domnului. Oameni botezați care vor să-i spună Domnului, Doamne, iartă-mă că m-am jucat cu pocăința, am luat în derâdere cuvântul Tău. Am zis că nici aia nu-i păcat, nici aia nu-i păcat. Și am coborât jos, Doamne, altă dată cântam în limbi. Acum ironizez vorbirea în limbi. Doamne, iartă-mă, Doamne, ridică-mă. Doamne, pune în duc nou și statornic, ne-a rugat în seara asta. Cine se rededică Domnului dintre botezați, mâna stângă sus, vă rog. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Să intre un curent sfânt în viața ta. Să iau o decizie nouă în seara aceasta. Să-i spui lui Dumnezeu că vrei să te întorci de la orice robie a păcatului, orice dependență, orice adicție, orice gând murdar, orice privire murdară, orice auz murdar, să simți eliberare în numele Domnului. Dacă este cineva prezent în locul acesta care crede că Domnul Iisus Hristos este prezent aici și poate să-l vindece fizic, să ridice ambele mâini sus înaintea lui Dumnezeu. Atinge-te, Doamne, de stomacul bolnav, vindecă ficatul bolnav, ebrit canavelorias. Există persoane care stau în depresie de luni întregi, rostim eliberare în numele lui Iisus, eliberare în numele lui Iisus, să smulgă Domnul depresia din mintea ta, din viața ta, falimentul, gândurile suicidale, să vină putere de eliberare în numele lui Iisus. La Elim simt prezența Domnului, o să intrăm în rugăciune, vă rog să nu vă grăbiți, aș vrea să vă rugați pentru tineretul casei Domnului, aș vrea să vă rugați pentru adolescenți. Vă rog să vă rugați pentru cei ce se droghează și nu-s aici. Vă rog să vă rugați pentru cei ce nu vor să audă de Dumnezeu. Vă rog să vă rugați pentru cei ce au intrat măcar o dată și au trecut pragul casei de ei sau din plopilor și știți bine și nu-L mai iubesc pe Hristos și se împălăcesc în păcate și trăiesc în răutate și în imoralitate. Există putere în numele lui Iisus. Există putere de eliberare. Să stai înaintea Domnului cu rugăciune, cu credință. Nu te grăbi la rugăciune. Simt puterea Domnului care este prezent aici pentru eliberare. Sângele Domnului e gata să te elibereze. Simt cum Domnul rupe lanțuri în seara asta. Se desfacă tușe care sunt ruginite. Lacăte ruginite sunt rupte. Puterea Evangheliei se arată în seara aceasta. Aleluia Domnului Iisus. Ripet Kerovelias. Să te atingă Domnul. Tu care ai pus armele jos, ai zis că nu mai vrei să slujești. Nu-i voia lui Dumnezeu asta. Refă-ți atitudinea și intră din nou în slujire. Pentru că Domnul te vrea în armata Lui. Nu contează cine te calomnează. Nu contează ce spun oamenii răi despre tine. Contează ce zice Domnul. Aleluia! Aleluia Domnului Iisus Hristos. Să împartă Domnul eliberări. Să rupă lanțuri în seara aceasta. Să primim robia adevărată. Să fim robii lui Hristos. Ne rugăm cu toții, ne rugăm. O, Doamne, suntem înaintea Ta. Aleluia! Aleluia!